E ziua 23 octombrie 2015, afară sunt undeva la 15 grade, albine nu prea zboară, eu cam chiar sezonul. Am strâns cuiburile, aceasta este o familie de anul trecut, din ce văd arată bine, are 8 rame în cuib, acum o să rămână pe 6. Am două rame marcate cu A, au avut puiet și insuficientă mâncare. Le voi da afară după ce va ieși puietul. Toate ramele sunt ocupate foarte bine, mai puțin ultima. Nu știu din ce motiv a făcut ghemul în partea cealaltă, la diafragmă, la polistiren. Eu zic că sunt suficiente albine pe ultima ramă și polistirenul. O să vedem câte rame dăm afară. Eu am apreciat să rămână pe 6, dar cred că o să rămână pe 7, cred că scot doar o singură ramă cu care a avut puiet, o ramă marcată. Problema destul de mare cu viespile anul ăsta, intră în cuiburi, uitați-o. Destul de hotărâte. Sper să se vadă. Albine de pe interval. Familiile sunt la 7, 6, 7 rame bine strânse. Deci toate au albine acestea, această densitate după diafragmă, la diafragmă. Mai sunt de scos rame care au puiet și nu au mâncare. Sunt marcate, doar să le dau afară. Roii sunt pe 5 rame. Nu știu sigur dacă am vreunul pe 4. Oricum sunt bine strânși. Albinele au început să iasă. Soarele, nu știu. A apărut acum vreo oră. A plouat în ultimele două zile. Cam așa ar trebui să fie toți. Pe rândul ăsta sunt numai familie. O să scap și de celofane cât de curând. Această familie ocupă 2, 4, 6, 8, 9 rame. E mai rea un pic. 9 rame. Și avem 2 rame marcate cu A. Le voi da afară. Va ierna pe 7, eu zic că o să aibă suficientă populație să stea pe 7 rame. Albine la diafragmă. Trebuie să plec să-mi iau o mască. Văd că după vremerea sunt și ele rele. O zi bună!